Potrivit noii legi, SRL-urile, care reprezintă 99% din societățile înregistrate în Registrul Comerțului, se vor putea constitui integral online, a punctat la rândul său Roxana Simona Momeu, secretar de stat în Ministerul Justiției. Avem un formular de act constitutiv aprobat prin ordin al Ministerului Justiției. A fost trimis spre publicare la monitorul oficial și se va regăsi pe site-ul Registrului Comerțului. El va putea fi folosit ca model de act constitutiv. În procedura online, prezența fizică a solicitantului nu mai e necesară decât în mod excepțional în situațiile cu privire de suspiciuni la fals în privința identității solicitantului sau reprezentantului acestuia. Se vor putea înregistra în continuare cereri prin notari sau avocați care vor fi semnate cu semnătură calificată transmisă prin mijloace electronice. Semnătura calificată oferă un grad ridicat de autentificare și identificarea solicitantului. Pentru a simplifica modalitatea de înființare rapidă a unei societăți comerciale, nu mai e necesară în prealabil deschiderea unui cont de capital social. Legea eliminând cerința de vărsare a capitalului social la momentul constituirii, se va vira 30% în 3 luni și restul în 12 luni. Cu excepția aportului de capital în natură ce poate fi realizat în 2 ani, legea își propune ca serviciul public al Registrului Comerțului să devină mai accesibil. Astfel că informațiile vor fi puse la dispoziția publicului pe portalul online și pe site-ul Registrului Comerțului, nu mai e necesar depunerea specimenelor de semnături ale reprezentanților societății, nici rezervarea numelui firmei și nici obținerea vizelor din partea Secretariatului General al Guvernului sau autorităților locale pentru folosirea anumitor cuvinte în denumire. S-a optat pentru forme simplificate, a declarat Secretarul de Stat. Legea Registrului Comerțului numărul 265 din 2022 aduce modificări esențiale atât infrastructurii Registrului Comerțului și regimului publicității comercianților și activităților esențiale, cât și unor legi esențiale pentru economia și societatea românească, cum ar fi Legea Societăților, Legea Insolvenței, reglementarea simplificării formalităților de autorizare a funcționării comercianților și reglementarea referitoare la prevenția spălării banilor. Noua lege a Registrului Comerțului introduce instituția Registratorului Comercial, un funcționar public de profesie jurist care va înlocui atât vechea instituția judecătorului delegat la Registrul Comerțului, care există încă din 1990, dar care va dispărea în baza acestei legi, cât și instituția tranzitorie a directorului oficiului Registrului Comerțului, care, în baza abrogatei Ordonanței de Urgență Guvernamentală numărul 116 din 2009 a exercitat prin delegare de atribuții funcțiile judecătorului delegat din 2009 până în prezent. Din punct de vedere procedural, judecătoria devine competentă să soluționeze toate diferențele generate de înregistrările în Registrul Comerțului ale comercianților persoane fizice, tribunalul rămânând competent doar pentru soluționarea diferențelor care implică persoane juridice supuse obligației de înregistrare în Registrul Comerțului. Noua alegea Registrului Comerțului instituie un registru al beneficiarilor reali ai comercianților, persoane juridice înscrise în Registrul Comerțului în România, precum și un identificator unic european. Aceste noi instituții vor avea efecte importante atât în dreptul penal și procesual penal, cât și în dreptul fiscal și în dreptul internațional privat.